Doi papi canonizați în același timp și alți doi prezenți la slujba de canonizare. Este ziua celor patru papi, cum o numește presa italiană. Punctul culminant al ceremoniilor, slujba de canonizare, cu anunțul prin care cei doi suverani pontifi au intrat în rândul sfinților, rostit de Papa Francisc, care a oficiat slujba împreună cu alți cinci prelați, inclusiv fostul secretar particular al lui Ioan Paul al II-lea, cardinalul de Cracovia. Beatos Ioanem vicesimum tertium et Ioanem Paulum secundum, Sanctos esse decernimus et definimus. Acestea sunt cuvintele care au oficializat statutul de sfinți pentru doi dintre cei mai iubiți papi din istorie, o stare de grație pe care milioane de credincioși catolici o acordau deja în sufletele lor lui Ioan al XXIII-lea și Ioan Paul al II-lea. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Potrivit Vaticanului, în jur de 1 milion de oameni au ținut să asiste la ceremonia din piața Sfântul Petru. Alături de ei au participat 98 de delegații oficiale, 24 de șefi de stat și de guvern, dar și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, José Manuel Barroso și Herman Van Rompuy. Printre capetele încoronate prezente la slujbă s-au numărat regele Juan Carlos și regina Sofia ai Spaniei, marii duci de Luxemburg și principii de Liechtenstein. Slujba a fost transmisă în direct, inclusiv online, Biserica Catolică având peste 1.200.000.000 de credincioși în toată lumea. Un moment cu totul special a fost întâlnirea dintre actualul suveran pontif și predecesorul său. Papa Francisc l-a îmbrățișat pe Papa Emerit Benedict. Ca să nu provoace confuzie în rândul credincioșilor, fostul suveran pontif nu a stat lângă Papa Francisc, ci alături de cardinali. Slujba de la Vatican s-a încheiat, dar piața Sfântul Petru este în continuare plină de pelerini care au ținut să fie prezenți la acest eveniment. Să vedem ce și-a propus Vaticanul și ce a reușit până acum prin această dublă canonizare. În opinia lui Marius Vasileanu, jurnalist, profesor de istoria religiilor aici, în studioul știrilor Digi24, bună ziua, bine ați revenit. Ce impresie v-a făcut evenimentul de astăzi? Un moment înălțător de bucurie spirituală și, de fapt, o punere în act a ceea ce exista deja. Noi suntem obișnuiți să punem cumva carul înaintea boilor. Poate nu am sesizat, sau majoritatea lumii nu a sesizat, sfințenia acestor oameni când trăiau. Oamenii sunt doritori de miracole, sigur că miracolele sunt necesare și pentru recurge la beatificare, la canonizare, dar acești oameni aveau o viață de sfânt din momentul în care erau aici, lângă noi, și, într-un fel, sfințenia lor... Nu așa, toți papii, domnule Vasileanu? Nu neapărat. Mă bucur că puneți această întrebare, fiindcă, la un moment dat, într-un jurnal al său, care sper să fie tradus în limba română, Papa Ioan al XXIII-lea spunea: îmi doresc ca viața mea de papă, era deja papă, să confirme sfințenia titlului, sfințenia numelui. Din păcate, și prin ce a fost sfântă viața lui de papă, domnule Vasileanu? A fost cu adevărat un om excepțional. Gândiți-vă că a fost ales la 78 de ani, a fost ocotit, firește, un papă de tranziție și, cu toate acestea, peste doar câțiva ani de zile, el a fost mai puțin de 5 ani papă, a reușit să transforme radical deprinderile și reflexele unei biserici ușor stătute, ușor îmbătrânite, aducând o infuzie de viitor. Asta a făcut Papa Ioan al XXIII-lea. A fost, pe de altă parte, și și-a dorit aceasta toată viața, un om blând, un păstor. A spus că, dincolo de dogme și de teorii, cel mai important lucru este să fii, înainte de toate, păstor. Celelalte ți se adaugă, vin de la sine sau aduc un plus de valoare, cum se spune astăzi. Pe de altă parte, acest om care a fost numit bătrânul care a întinerit biserica, a reușit
acel deja legendar, aș putea spune, conciliu să declanșeze de Conciliul Vatican II. Ce a însemnat aceasta? O adunare a capilor bisericii creștine, catolice, dar eu îndrăznesc să spun că tocmai fiindcă au participat și invitați din celelalte confesiuni creștine, a întregii creștinătăți, care au resetat creștinismul în întregul său. Repercursiunile, nu doar Biserica Catolică? Evident, repercursiunile Conciliului Vatican II se văd astăzi în Biserica Catolică, evident, în primul rând, dar se văd, vrem, nu vrem să o recunoaștem, și în ceea ce privește spațiul Bisericii Răsăritene, cum este numită Biserica Ortodoxă. Un conciliu convocat chiar de Ioan al 23-lea, la începutul anilor 60, n-a apucat să-l vadă încheiat? Ba da, n-a apucat să-l vadă încheiat, bine spuneți. A participat la deschiderea acestui conciliu, când a invocat mila Domnului pentru noi rusalii, așa a numit el, pentru ca oamenii să fie cât mai apropiați de Duhul Sfânt, astfel încât să aibă această inspirație să repornească motoarele bisericii. Un om mare, spuneați, un papă de tranziție, aș vrea să vorbim puțin despre Ioan al 23-lea, pentru că fără îndoială el este mai puțin cunoscut decât Ioan Paul al II-lea, cu care chiar am fost contemporani. Ioan al 23-lea, înainte de a fi ales suveran pontif, s-a remarcat printr-o personalitate deosebită, s-a opus nazismului, chiar a salvat mii de evrei în timpul Holocaustului, inclusiv evrei din România. A și vizitat țara noastră de câteva ori între cele două războaie mondiale, înainte de a fi ales cap al Bisericii Catolice. Io per le 10 Ave Marie dedico per tutti i bambini che sono nati nelle 24 ore prima che cominci il mio rosario. Quindi, perché penso che non ci sia niente come così dolce in una famiglia come l'innocenza di un bambino. Papa Ioan al 23-lea a rămas în istoria Bisericii Catolice pentru dragostea și naturalețea cu care le vorbea oamenilor, dar și pentru faptele sale din al doilea război mondial. A avut un rol foarte important în acea perioadă sumbră, în salvarea multor evrei. Fabricând cu știrea Vaticanului certificate false de botez pentru a-i declara creștini. Asta se întâmpla pe când nu era încă papă, ci monseniorul Angelo Roncalli. Prin intervenții pe lângă autoritățile țărilor neutre, a salvat peste 20.000 de evrei din Europa de Est. O parte dintre ei evrei din România, o țară pe care a și vizitat-o de câteva ori. La începutul anilor 30, viitorul papă îl vizitează pe reprezentantul Vaticanului în România, chiar aici, la Nunțiatura Apostolică din București. Iar peste doar un deceniu, în timpul celui de-al doilea război mondial, va salva pe cale diplomatică aproape 800 de evrei români deportați în Transnistria. În 1944, în timpul unei misiuni diplomatice în Turcia, monseniorul Angelo Roncalli a înlesnit trecerea unui vas cu evrei care călătoreau din portul Constanța spre Ierusalim. Rabinul Rafael Schaffer povestește astăzi cu emoție cum părinții săi au fost salvați atunci. Ambii mei părinți sunt din cei 20% care au revenit din lagărele de concentrare din Transnistria. Nu primeau nici de muncă, dar nici de mâncare. N-au avut școală acolo, nici măcar. Pentru un copil a nu învăța timp de 4 ani e dezastru. Și amândoi și-au refăcut, și-au făcut timp de un an bacalaureatul, au dat admitere la medicină și au reușit. Ioan al 23-lea a inițiat Conciliul Ecumenic Vatican II și rămâne ca unul dintre cei mai mari luptători pentru pace și dialog între religii. El nu a venit numai să aplaneze tensiuni care erau între iudaism și biserică. El a făcut mult mai mult de atât. A creat pe acest glob o atmosferă că religii pot discuta. Ioan al 23-lea a murit în 1963 și a fost beatificat în anul 2000. Papa Francisc a semnat decretul de canonizare a lui Ioan al 23-lea și a lui Ioan Paul al II-lea în septembrie anul trecut. Iar ceremonia propriu-zisă de canonizare, slujba de trecere a lor în rândul sfinților, a avut loc astăzi la Vatican și încă cetatea Sfântului Scaun este plină de pelerini. Aproape 1 milion de oameni se estimează că s-au adunat la Vatican în piața Sfântul Petru și în împrejurimile ei pentru a fi părtași la acest moment.
De ce o dublă canonizare, domnule Vasileanu? De ce nu un singur papa sfințit astăzi? Eu cred că este firesc să se întâmple așa, fiindcă, de fapt, este un binom aici, deschidere, semințele, spuneam, pe care le-a sădit Ioan al XXIII-lea, au fost înflorite, au fost duse la excelență de Ioan Paul al II-lea și iată, eu văd aici o continuitate, un legat-o și cu Papa Francisc, care încearcă cumva să-i aibă drept modele pe cei doi. Și el este un om foarte apropiat de cei pe care îi păstorește și el este un om al dialogului. Am văzut în ceea ce ați difuzat mai devreme o remarcă foarte importantă. Într-adevăr, acest papă, Ioan al XXIII-lea și întreg Conciliu Vatican II, a creat deschidere și dialog nu numai între interconfesional, deci între creștini de diferite orientări, ci și interreligios. Și consecința, spuneam, celălalt sfânt de astăzi, Papa Ioan Paul al II-lea, a fost primul care a intrat într-o sinagogă, primul papă care a intrat într-o moschee și a dus la excelență dialogul cu toate credințele, s-a întâlnit cu Dalai Lama și așa mai departe. Ioan al XXIII-lea, spuneați, ales ca un papă de tranziție, la 78 de ani avea împliniți atunci, în 1958, și totuși s-a dovedit a fi mult mai mult de atât. Cum așa, domnule Vasileanu? Asta înseamnă puterea credinței, asta înseamnă surprizele credinței și miracolului pe care ni le pregătește Dumnezeu permanent. E foarte important să trecem peste prejudecăți, fiindcă acești oameni, ce sărbătorim noi astăzi? De fapt, sărbătorim dialogul deschis. Ușile acestui dialog au fost deschise de acești doi papi. Și iată că asta s-a întâmplat fără îndoială. El n-ar fi putut singur. A fost un fel de canal prin care s-au manifestat aceste lucruri. Închipuiți-vă că le-a spus partenerilor săi, cardinalilor, ce-ar fi să convocăm un conciliu undeva prin 63. Și toți ceilalți oameni au spus, e prea aproape, nu se poate. Ei, atunci o să-l declanșăm în 62. Și Conciliul Vatican II a început în 1962, s-a încheiat în 65, când el deja nu mai trăie. Cu intenția declarată de a face ce anume? De a crea o mai bună priză la realitate a bisericii. Biserica, trebuie să o spunem răspicat, nu are rost să ne îmbătăm cu apă rece. Are câteodată reflexe bătrânicioase, are reflexe de a se îndepărta chiar de oameni și mai ales de realitățile lumii care o înconjoară. Uh-huh. Conciliul Vatican II asta a adus. Cel puțin în privința Bisericii Catolice. Evident că există voci care spun s-a exagerat. Au venit după aceea, iată, altă, dacă este să privim panoramic, a venit Papa Benedict al XVI-lea, ceva mai conservator, care a pus câte un bemol acolo unde poate au existat exagerări. O mică pauză în această discuție pentru o informație de ultimă oră, domnule Vasileanu, mandate de arestare emise pentru întreg lotul de medici de la Spitalul de Arș din Capitală. Judecătorii Tribunalului București tocmai au anunțat decizia. O aflăm în detaliu ce a avut loc astăzi la Vatican, slujba de canonizare a doi suverani pontifi, Ioan al XXIII-lea și Ioan Paul al II-lea, domnule Vasileanu. Ioan al XXIII-lea, mai puțin cunoscut însă publicului, e adevărat, ne desparte o jumătate de secol de perioada în care el a trăit. Mai există și alte motive pentru care n-am auzit vorbindu-se despre el așa cum, desigur, se vorbește despre Ioan Paul al II-lea. Da, a avut o perioadă de activitate ca un mandat, să spunem, ca papă, foarte scurt, mai puțin de 5 ani. Ioan Paul al II-lea, spre deosebire, a fost alături de noi 26 de ani, a fost al treilea mandat ca lungime în istorie. Sigur că și astea își au greutatea lor, însă dincolo de acestea, cred că m-ați întrebat la început chiar de ce doi papi. Uh-huh. Cred că este un binom foarte interesant, tocmai pentru a echilibra notorietatea unuia, care nu este tot una cu sfințenia și cu greutatea
în duh, să spunem. Dacă Ioan Paul al II-lea. Exact. Spre deosebire de celălalt care practic a declanșat tot ceea ce se întâmplă și astăzi în Biserica Catolică și, repet, în întregă creștinismul, o anumită deschidere, reflexe mult mai apropiate de oameni, și atunci este bună această compensare. Eu vă mărturisesc că prima oară am aflat de Ioan al 23-lea de la un profesor de-al meu care era preot calvin, era protestant așadar și care avea o admirație deosebită față de Ioan al 23-lea. Așa încât cred că merită să stăruim asupra vieții acestor doi oameni ca modele și ca oameni cu totul aparte, care au și scris lucruri minunate de altfel. Interesantă interpretarea pe care o dați acestei duble canonizări. Spuneți că, practic, Ioan al 23-lea merită cel puțin la fel de multă prețuire ca și Ioan Paul al II-lea. Acesta ar fi motivul pentru care evenimentele au avut loc în aceeași zi. Dublă canonizare. Pe de altă parte, mai există o interpretare, aceea că Papa Francisc ar avea de câștigat din această dublă canonizare, pentru că a evitat în acest fel ca întreaga atenție și întreaga admirație să se concentreze asupra lui Ioan Paul al II-lea, care din acest punct de vedere i-ar face concurență. Bun, asta este o interpretare mai degrabă legată de secretele comunicării, de chiar politică. Este o anumită cheie. Eu cred mai degrabă că Papa Francisc, care este un om absolut remarcabil și cred că trebuie să credem în buna sa credință și nu în diverse jocuri politice, cred că are o admirație specială față de Ioan al 23-lea și cred că structural este mai aproape de Ioan al 23-lea decât de Papa Ioan Paul al II-lea. Și ce ar fi fost dacă ar fi avut loc o slujbă de canonizare pentru Ioan al 23-lea și slujba pentru Ioan Paul al II-lea ar fi fost programată într-un alt moment al pontificatului. Da, este un exercițiu de imaginație și care ține de istoria contrafactuală. Pentru că s-au sărit niște pași, inclusiv în canonizarea lui Ioan Paul al II-lea. Da, este adevărat. Bine merită și unul și celălalt această sărire a etapelor, nu? Ioan al 23-lea, ca să fie canonizat, ar fi trebuit să se întâmple un al doilea miracol, s-a petrecut un miracol pentru a fi beatificat și asta s-a întâmplat în anul 2000, cel care l-a beatificat a fost Ioan Paul al II-lea. Dar s-a considerat un adevărat miracol și lumea încă nu are ochii spirituali deschiși să înțeleagă, să perceapă acest lucru, Consiliul Vatican II. De aceea, data sa de celebrare va fi exact momentul de debut al Vaticanului II. În ce privește ambele canonizări, procesul s-a făcut cu dispensă, domnule Vasileanu. Ioan al 23-lea, cum spuneați, în cazul lui Papa Francisc, a hotărât că nu mai e nevoie de dovada unui al doilea miracol. În ce privește însă pe Ioan Paul al II-lea, procesul de canonizare a început fără mai aștepta 5 ani după ce suveranul pontif a trecut în lumea celor drepți. Dispensa a fost dată de succesorul lui, Benedict al XVI-lea. Procesul de canonizare se poate desfășura numai după ce persoanele care urmează să fie trecute în rândul sfinților au fost beatificate. Papa Ioan Paul al II-lea a fost beatificat la 1 mai 2011 în fața a sute de mii de credincioși veniți din toate colțurile lumii catolice ca să cinstească memoria primului suveran pontif polonez din istorie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Papa Ioan al XXIII-lea, care a fost canonizat odată cu Ioan Paul al II-lea, a fost beatificat la 3 septembrie 2000, chiar de cel alături de care urmează să fie trecut în rândul sfinților. Beatificarea înseamnă în cadrul Bisericii Catolice recunoașterea publică a sfințeniei unei persoane și presupune un întreg proces care poate să dureze de la câțiva ani la câteva secole. Există două căi prin care poate fi demonstrată sfințenia candidatului: miracolele înfăptuite sau moartea pentru credință. Pentru Papa Ioan Paul al II-lea, calea spre beatificare a fost foarte scurtă după ce i s-a atribuit un miracol, vindecarea unei călugărițe de Parkinson. Je me suis réveillée à 4h30 du matin et je me suis levée d'un bond, alors que les malades parkinsoniens qui m'écoutent savent que c'est très long pour se mettre en route, qu'il nous faut beaucoup de temps. Et là, d'un bond, j'étais hors du lit. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai senti que j'étais complètement transformée. Jean-Paul II, moi, il avait la même maladie que moi. J'avais plutôt la même maladie que Jean-Paul II.
et j'étais très proche de lui. Ça arrive 2 mois, jour pour jour, après son décès, quasiment heure pour heure. Cel de-al doilea miracol al Papei Ioan Paul al II-lea produs la o zi după beatificare a fost vindecarea unei femei de anevrism cerebral, în momentul în care doctorii nu-i mai dădeau nicio șansă. Acesta i-ar fi vorbit dintr-o fotografie. Și la voz que me decía, levántate, no tengas miedo. Fue cuando yo tomé la decisión de levantarme de la cama y contestar sí, señor. Eso fue lo que yo respondí, sí, señor. En ese momento me levanté de la cama y me vine a la cocina donde estaba mi esposo. Y mi esposo me dijo, mi amor, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le dije, me siento bien. Ioan al 23-lea, supranumit Papa cel Bun, a fost canonizat fără a-i fi atribuită o a doua minune, așa cum cer canoanele Bisericii Catolice, după ce actualul suveran pontif a hotărât acest lucru. Procesul de canonizare este ultima fază în cadrul procesului de recunoaștere a sfințeniei unei persoane în cadrul Bisericii. Fericitul este declarat sfânt într-o liturghie publică solemnă de canonizare și cultul său este extins peste tot unde există o comunitate de credincioși. De asemenea, se stabilește și o dată în calendarul liturgic la care acest nou sfânt este sărbătorit. Ioan Paul al II-lea îl vom ține întotdeauna minte pentru că este primul papă care a venit în România, spun primul, deocamdată este singurul. O țară majoritar ortodoxă, se întâmpla în urmă cu 15 ani. Domnule Vasileanu, ce face, ce se întâmplă, ce trebuie să se întâmple și nu s-a întâmplat până acum ca acest demers să se repete? Să-l vedem, de exemplu, pe Papa Francisc la București. Poate va veni. Eu vreau să vă amintesc că erau tratative destul de înaintate, astfel încât Papa Benedict al XVI-lea să ajungă în România. Am informații că acest lucru se prepara și era ca și îndeplinit, dacă ar mai fi rămas poate în funcție. Așa încât ține și de șansă, fără îndoială, ține și de geopolitică. Sunt factori multipli care ține și de orgolii, să... domnule Vasileanu? La un moment dat, da, din păcate. Și ce orgolii sunt implicate? Prea omenești. Păi orgolii, începând de la cele ale conducătorilor aflați în fruntea bisericilor de peste tot, inclusiv cea ortodoxă, și fără îndoială trebuie să avem și șansa de a avea conducători vizionari care să observe că, așa cum nu s-a întâmplat nimic special negativ, vreau să spun, în clipa în care țara noastră a fost vizitată de Ioan Paul al II-lea, ba dimpotrivă, a fost un fapt excepțional. Prima țară ortodoxă vizitată de un papă după ruptură, după schismă, așa încât ar fi o șansă uriașă să vină din nou Dar papa de așa în România. Dovezi de afecțiune, de așa efuziune n-au avut parte patriarhii Bisericii Ortodoxe Române niciodată, așa cum i-au oferit românii suveranului pontif lui Ioan Paul al II-lea în 1999. Iarăși trebuie de ce să... oare? Fiindcă ar trebui să... Eu mi-aș dori foarte mult, am vorbit aici de apropierea păstorului, de cei păstoriți, mi-aș dori foarte mult, eu sunt ortodox, ca și ierarhii ortodoxi să aibă parte de aceeași efuziune, de aceeași dragoste a credincioșilor și să fie mult mai aproape, nu numai de la amvon, și mult mai aproape de cel amărât, de cel sărac, pe stradă, în așezăminte sociale și așa mai departe. Marius Vasileanu, jurnalist, profesor de istoria religiilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal. Comentarii pe marginea acestui eveniment istoric ce a avut loc la Vatican, canonizarea celor doi suverani pontifi, Ioan al 23-lea și Ioan Paul al 2-lea. Înapoi, în actualitatea politică din România, suntem în campanie electorală și